În urmă cu o săptămână a fost externat de la Institutul de Cardiologie Cece Iliescu Fundeni după ce acuzase tulburări de ritm cardiac. Ion Diaconescu era de profesie inginer, absolvent al Politehnicii din București. În timpul regimului comunist a fost deținut politic timp de 17 ani. După 1989 a fost în conducerea Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, iar între 1996 și 2000 a ocupat funcția de președinte al Camerei Deputaților. S-a retras din viața politică în 2007.